Salutare! Mergem iarăși într-un episod în natură, în sălbăticia Dobrogei, în județul Constanța, în sudul lui, spre un loc care se numește, sau mai bine zis, suntem într-un loc care se numește Cana Fetei. Și mergem spre niște grote care conțin picturi rupestre. Sperăm că reușim să ajungem. De data asta sunt destul de bine încălțat cu trekkings de la Columbia, unul din producătorii care mie îmi place pentru echipamente de călătorit în natură. Dar ceva îmi spune că accesul e dezastruos de dificil. Peștera și misterele ei. Plină de subînțeles și mister. Oricum o să filmez la întoarcere drumul de acces. De adevăratelea zonă de haiduci, foarte greu accesibilă și în prezent, deși drumul e făcut, e de pământ, pentru că a fost și o carieră mai în spate undeva. De adevăratelea un loc de haiduci, evident, în zonă este și un schit ortodox. Pa! Deci pe aici trebuie mers. Mă las pe gubaș. Ce-mi plac mărăcini ăștia. Harști. Hai că se mai deschide puțin pe aici. Pare mai deschis. Interesantă și relieful și vegetația Dobrogei. Nu prea întâlnești forme de genul ăsta de relief în alte părți ale țării noastre. Ce frumos se vedea Sfințitul. Hai că am venit într-un moment propice. Al zilei. Dificil urcușul ăsta. Sper să n-am vreo surpriză la coborâre. Că știți voi, what goes up must came down. Ha. Bo. Deci nu cred așa ceva, trebuie intrat pe aici. Să fim serioși. Arta cere sacrificii. Sper să n-am noroc să calc în ceva.
Moale. Bun. Aici avem un loc de pus candele. Și cam așa este priveliștea spre vizavi, spre schit. Este și mănăstire, nu știu. Nu mă pricep prea bine la partea asta a vieții laice. Cam așa arată. Și pe aici continuare. Dificilă. Chiar dificilă. Jos e o râpă. Măricică și adâncă. Și în dreapta peretele ăsta mega calcaros. Mamă, ce mă înțeapă. Boscheții. Și ce-ar fi scris cu vopsea, cu ce-au mai scris pe aceea cei care au vizitat. Fiecare cu ce-l doare. Ia să continuăm. Nu mai continuăm mai mult de atât că devine palpitant de riscant. Să fim serioși totuși. Nu sunt la rubrica alpinism. Ha. Și nu prea îmi plac înălțimile. Decât culmile YouTube-ului. Iar prin aceste... Ia uitați. Este plin de viespi pe alocuri. Cred că se continuă, aleea continuă mult. Dar știți voi, ce e mult, strică. Am venit, am văzut ce s-a putut, ne-am frecat de acești boscheți și înapoi. Înapoi, că oricât ar fi de palpitant, nu-mi place. Genul ăsta de călătorie în natura sălbatică nu prea bine să o faci singur, pentru că ești în teritoriu tot felul de insecte, reptile, care s-ar putea să te penalizeze venind pe aici, pe la ele, pe acasă. Se și aud. Iar povestea de acolo scrisă, cu acele fete răpite de haiduci. Tati, dacă ești femeie și ai venit pe aici adusă de haiduci, te saturi. Ce e bine totuși este că e foarte răcoare față de căldura de afară. E răcoare bine. Și probabil că se continuă pe la baza dealului așa. Și e posibil să mai existe și alte zone în care poți să urci. Dar mă las pe guvaș că nu... N-am bătut drumul degeaba. Pentru că e spectaculos într-un anumit fel, dar periculos în celălalt. Și nu vreau să mă treacă pe vreo chestie din asta de aici, de jos, de informare. Am avut un vlogger care și-a rupt picioarele. Sau l-au mâncat bălăriile. Vedeți?
Bine, teoretic se coboară așa, cu un picior în, în dungă, celălalt mers normal. Sunt buni acești Columbia de trekking, nu derapez, cei drept este și uscat, dar e o înclinare serioasă aici. Vedeți, unii vin la mare să se ducă la loft. Eu am venit să-mi fac un moft. Nici nu-mi imaginez cum ar fi fost locurile astea cum arătau acum câteva sute de ani. Cât de sălbatice erau și cât de greu accesibile. La prima ploaie, pa, la prima zăpadă, te vedeai anul următor. Și așa mai departe. Mai urmează porțiunea de boscheți. Haideți că-i dau pauză și ne vedem la bordul mașinii să vedeți traseul până aici, că ăla e foarte spectaculos. Haideți să plecăm din locul ăsta. Un adevărat loc al haiducilor. Care dacă nu știi de el, îl găsești doar cu Google Maps. Am uitat, adică n-am fost atent, m-am grăbit să ajung și trebuia filmat în ordine invers, adică să vedeți drumul la venire, dar este la fel de spectaculos și în sensul invers. Iar zona asta, munții ăștia erodați ai Dobrogii, vedeți și acolo în față, o să apară acum imediat, sunt plin de grote din astea care cine știe ce ascund, cine știe ce povești au, ce s-o fi întâmplat de-a lungul anilor pe aici, pentru că de adevăratele apar zone de haiduci și de haiducii și de fapte de haiducie. Undeva mai în față este și acea carieră care și n-am intrat în ea, dar arată spectaculos. Deci avem un panou de informare, dar care nu prea mai e vizibil, s-a ocupat timpul de el și l-a făcut praf. Interesant și palpitantă excursia asta aici, dar nu atât de mulțumitoare imagistic, să zic, sau fotografic. Mă așteptam să găsesc ceva, poate trebuia continuat pe creasta aia pe acolo, dar nu prea văd așa de mult rostul, mai ales de unul singur. Nu mă așteptam să fie așa de dificilă zona. Vă dați seama că cineva călătorea pe acolo, au locuia mai bine zis în zona asta acum sute de ani. Practic trăia din ce vâna. Cred că undeva în jos aici este și un curs de apă, cam o să-l traversăm, mi se pare, în Pârâiaș, sau l-am traversat deja, nu l-am traversat încă. Înseamnă că este și apă potabilă în zonă. Iar aici în adâncimea codrului ăstuia nu te găsește nimeni. Aici poți să faci ce fapte de haiducie vrei tu, că ești chiar de negăsit. Nu este semnal pe rețelele de telefonie mobilă, sau este și dispare pe alocuri. Suntem destul de aproape și de granița bulgară,
intrare aici în, mai bine zis, intersecția cu drumul principal care merge la... Unde merge? Nu merge la Călăraș, merge vis-a-vis pe malul Dunării. Era un echipaj de poliție de frontieră, m-am mai întâlnit la venire cu unul, m-au legitimat că pe zonele de frontieră trebuie să ai buletinul la tine tot timpul. Dar per total Dobrogea are multe de oferit celor care cărora le plac chestiile astea, explorările astea, natură, cu mașina pe jos, au combinat până unde merge mașina, iar de acolo o iei la picioare. Îmi pare rău că la Tuaregul ăsta nu i-am luat tateuri, pentru că merg oarecum, nu cu frică, dar sunt limitat de capacitatea acestor pneuri de vară. Și mă feresc să intru cu ele în zone mai accidentate de atât. Deci cum era să vii pe aici Călare acum 200 de ani? Fai de capul meu. Oricum nu puteți percepe și camerele de filmat nu transmit și nu înregistrează mirosul naturii. Aici e un miros puternic de natură vie. Chiar dacă suntem la sfârșitul verii, căldura încă n-a plecat, frunzele n-au început să cadă și senzația care o olfactivă este la înălțime. Îmi imaginez că primăvara sau la sfârșitul primăverii este de adevăratele splendid pe aici, pentru că am văzut foarte multe păsări. Iar în perioada de început de vară, sfârșitul primăverii, atunci când se împerechează sau ce fac ele, cred că se aud niște... Ai o companie din asta de păsărele, de cântec de păsărele de înaltă calitate. Pot să spun acum cu bună... Împăcat că am fost și în Canaraua Fetii și în Canaraua de la Dumbrăveni. Două locuri de magice, așa cum, care m-au atras și mi s-au părut de vizitat. Amândouă cu farmecul lor, amândouă dificile. Dar nu vara este cel mai bun moment să faci excursii din asta în natură. În natură se vine ca să poți să vezi cum trebuie totul la sfârșitul toamnei, începutul iernii, când au căzut frunzele și e mult, adică vezi pereții, vezi versanții, nu mai sunt albine, nu mai sunt viespi, nu mai sunt reptilele, adică atunci ești liniștit. Dar cu consecințele aferente, este mai frig, ziua e mai mică, mult mai mică capacitatea asta de lumină a zilei, pentru că în domeniul ăsta fotografic, imagistic, ai nevoie de lumină. Lumina compune fotografia. Uitați ce mașini îți trebuie pe aici ca să circul, de genul Nissan Navara și Touareg, bineînțeles. Ne vedem cu bine în noi și noi episoade. Bună ziua! Ce faceți? La plimbare. Am fost până la grote acolo. M-au legitimat colegii dumneavoastră. Unde mergi? Înapoi la Constanța. Mergeți înaintea voastră. Vreau să mă uit și pe carieră pe aici puțin. Ai uitat. Ok. Dar mă dau jos, adică. Evident, poliția din frontieră păzește frontiera, sau cine știe ce păzește. Pentru că aici suntem, nu suntem la județul Mehedin sau Caraș, pe graniță cu o țară non-UE. Aici suntem pe graniță cu Republica Bulgaria, care este în UE. Ce păzesc domnii ăștia? De cine păzesc și de cine se păzesc?
Nu vom afla. Au aceeași atitudine ca și la mehedinți. Plecați din zonă, părăsiți zona. Nu știu dacă în fișa postului dânșilor este prevăzut această, cum să o numim, îndelenicire, gonirea cetățenilor de pe, pentru că până la granița bulgară cred că mai sunt vreo 10 km sau 5, cât ar mai fi. Interesant, nu? Vrem în Schengen, vrem în, nu știu unde mai vrem, vrem vize de state? Nu cred. Nu cred că vrem vize de state sau vrem primi vize de state sau vize de sau aderare în Schengen, pentru că cu o astfel de atitudine, când vom fi în Schengen aici, dacă vreau să trec peste munții ăștia, peste dealurile ăștia în Bulgaria, pe jos, cu echipament de alpinism, voi trece, nu? A, ca să nu uităm că niște cetățeni austrieci au trecut vama, într-unul dintre punctele vamale ale României, cu bicicletele, fără să oprească, fără să-și dea seama, și li s-a făcut dozar penal pentru trecere fraudulasă de frontieră. Da. Cam asta este, cam așa arată locurile astea de sunt păzite pe aici, niște părăseli, niște, și așa se văd în oglindă daylight-urile dusterului poliției de frontieră. Interesantă schimbarea asta de atitudine a acestei instituții, pentru că eu colind zonele de frontieră din Oltenia de mulți ani, ci efectiv erau inexistenți până prin 2017-2018. De atunci sunt prezenți. Ce păzesc, ce nu păzesc, nu știu. Dar nu mi se pare european, democratic, să fii gonit să ți se spună mergeți înaintea noastră. Nu? Voi ce ziceți? Ne vedem cu bine în noi și noi episoade, că asta e cam scurt.